După aproape 8 ani de tentative nereușite și licitații reluate, Administrația Porturilor Dunării Maritime, APD Megalați, a reușit adjudecarea și semnarea primului contract de lucrări pentru investițiile de la terminalul multimodal Galați. Proiectul, în valoare totală de peste 90 de milioane de euro, este implementat de APD Megalați în colaborare cu operatorul Port Bazinului Nou și ar trebui să asigure relansarea activității în portul Galați. Proiectul este împărțit în trei etape de implementare, iar prima licitație finalizată se referă la desemnarea unui constructor pentru etapa 2, ce vizează realizarea viitorului racord feroviar și rutier al terminalului multimodal. Proiectul a fost adjudecat de asocierea de firme gălățene Tancred, Cittadina 98, Oldroad Construct și Lemacons. De asemenea, în calitate de subcontractor la lucrări, vor participa și Arcada Company și Gaz Term Proiect SRL. Dată fiind importanța proiectului, la semnarea contractului de lucrări au fost prezenți ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, dar și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, precum și numeroși reprezentanți ai administrației publice și ai mediului de afaceri. Să știți că aici se configurează a fi, odată cu derularea tuturor proiectelor pe care le avem, la Galați și la Brăila, un adevărat pol de creștere în sensul real al cuvântului. Pentru că avem investiții care vor veni, așa cum am spus, și pe zona navală, și pe zona intermodală, și pe zona rutieră, și pe zona feroviară. Depinde de noi să venim în întâmpinarea acestor noi oportunități care vor duce în mod sigur la dezvoltarea întregii zone. Pe proiectul semnat mai devreme, termenul de finalizare este finalul anului viitor. Constructorii au spus că sunt pregătiți să finalizeze acest proiect și să acceseze banii europeni. În prezent se mai află în derulare o licitație lansată de APD Megalați pentru etapa 1 a terminalului multimodal, ce vizează modernizarea infrastructurii portuare în valoare de aproape 180 de milioane de lei. De asemenea, urmează să fie lansată și licitația pentru etapa 3, achiziția de lucrări pentru construirea platformei multimodale, ce revine Port Bazinului Nou și prevede investiții de 167 de milioane de lei.